Baza militară de la Mihail Cogălnicianu va deveni una dintre cele mai mari baze NATO din Europa de Est. În zona ar trebui să apară un nou oraș unde sunt așteptați 10.000 de militari care vor dubla actuala populație a localității. Aproape 13 miliarde de lei ar trebui investiți în următorii 20 de ani în infrastructură, spații de cazare, dar și unități medicale și de învățământ. Proiectul a fost aprobat în ultima ședință a guvernului Dăncilă și va fi realizat cu bani de la buget. Cosmin Stan ne explică. Bun găsit! Acesta este perimetrul pe care îl ocupă în prezent baza militară americană de lângă aeroportul Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Dacă proiectul aprobat de fostul guvern va deveni realitate, atunci în toată această zonă se vor ridica tot felul de construcții civile și militare cu o suprafață desfășurată de 30 de hectare. În plus, tot aici vor apărea drumuri și platforme aeroportuare pe alte 300 de hectare. În plan, mai este și construcția unei noi piste, lângă cea existentă deja, dar atenție, va fi o pistă exclusiv militară. Totul în valoare de 12,7 miliarde de lei. Experții sunt de părere că la Mihail Cogălnicianu va apărea o copie a unității Ramstein din Germania, cea mai mare bază militară nord-americană și NATO în afara granițelor Statelor Unite. Noua bază va adăposti aproape 10.000 de militari americani care vor fi însoțiți de familiile lor. Va fi probabil un mic orășel. Vor veni aproximativ 10.000 de... Deci ne vom dubla populația cu încă 10.000. Da, va fi, din câte am înțeles, și un cartier. Se vor construi case cu toate utilitățile și cu tot ce înseamnă spații locative, comerciale, medicale. O suprafață destul de mare care se va lua din terenul extravilan și din teren intravilan. Prețul care variază la noi în comună, la vânzările care se fac pe legea 17, variază de la 5.000 la 7.000, 8.000 de euro. Baza Mihail Cogălnicianu adăpostește acum câteva sute de militari americani și piloți NATO implicați în misiunea de poliție aeriană deasupra Mării Negre. Aici lucrează deja sute de angajați civili români, în special în zona administrativă, iar localnicii speră că viața lor se va schimba în bine în următorii ani. Ar trebui să fie de bine, pentru că aduce la dezvoltare economică. Analiștii susțin că demararea acestui proiect ar fi o mutare geostrategică importantă în contextul actual de securitate. Transmite un semnal către aliați pe de o parte și către adversari pe de altă parte. Este un semnal transmis Rusiei. Avantajele par să fie mult mai importante decât dezavantajele. Deci nici nu imaginează că lucrurile acestea sunt gratis sau că securitatea este ieftină, se înșeală. În această regiune, securitatea este scumpă și este din ce în ce mai scumpă în relație cu partenerul american. Baza aeriană Mihail Cogălnicianu a fost folosită pentru prima dată de trupele americane în 2003, când a fost transformată în pod aerian spre și dinspre Irak. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.